Mi-am simțit puterea în acea dimineață, când a ieșit de la farmacist, îmbrăcată cu o rochie pe care o auzeam șoptind la fiecare mișcare, dantelă legănată pe valuri moi de sandal, și privindu-i ochii, căutându-le drumul, am dat de cupeul albastru în care suspina un bărbat. Și am înțeles nu doar că se mai văd, căutându-se cu aceleași priviri, care spuneau clar că între ei începea să crească bulgările de foc al iubirii, ci încă ceva care mă privea doar pe mine. Fără să vreau, intrasem în zona umbrită, acolo unde nimeni nu știe de tine. Doar ei doi erau la vedere, pe câtă vreme eu, care până atunci mă aflasem în mijlocul faptelor, treceam ușor în ceața perfidă a unor dorințe străine, ca o piatră muscă luată de vânt.